Dialogurile 4x4. Din nou avem o ediție specială a emisiunii a Dialogurilor 4x4 în cadrul emisiunii 4x4 aici la Uile FM, întrucât o avem drept invitată pe scriitoarea Liliana Coropca. Bine ați venit la Ploiești! Bine v-am găsit! Ne bucurăm tare mult să ne fiți alături astăzi. Au fost niște peripeții așa, dar pe ultima 100 de metri am reușit să facem asta cu ajutorul neprețuit al prietenului și colegului nostru, Andy Enache. Andy, bine ai revenit! Bine v-am regăsit! Andy Enache, realizatorul emisiunii Will Books, bine, și al emisiunii Jazz and Blues Avenue aici la Ploiești, totodată astăzi în calitate de gazdă a unui eveniment care o are în prim plan pe invitata noastră, pe Liliana Coropca. Andy, despre ce este vorba? Despre o lansare de carte găzduită de Cărturești, da, din librăria Cărturești, Palace Ploiești, la ora 17. Vă așteptăm pe toți. E o lansare importantă pentru noi. E un autor cunoscut pentru pentru tot ce face pentru acest domeniu și veți vedea că nu o să veniți degeaba, avem cartea, e pusă bine acolo și aveți ocazia să cunoașteți un autor care în mod normal nu ar trece pe la Ploiești, pentru că nu e în general librările de provincie sunt mai micuțe, mai puțin bine văzute, și dar totuși Liliana Coropca a reușit să ne facă o vizită, și ceea ce e nemaipomenit, și cu ajutorul domnului Dan Gulea, să nu uităm că ne-a facilitat acest lucru și ne bucurăm și mulțumim pentru asta. Dan Gulea, scriitor și da, profesor, și pe profesor, de altă parte, exact, la Colegiul Național Mihai Viteazul, acolo unde invitata noastră va fi prezentă înainte de lansarea de la Cărturești din AFI Palace Ploiești. Despre ce le veți vorbi elevilor din Mihai Viteazul? Despre cenzură, îmi imaginez. Trebuie să le spunem ascultătorilor noștri, volumul care se va lansa se cheamă Caiet de Cenzor. Și este un roman, dar este un roman special pentru că e scris de o autoare care are mare experiență în domeniu, în calitate de istoric al cenzurii. Despre ce le veți vorbi copiilor și la ce să aștepte cei care vă vor citi romanul? Am un proiect care se numește Prelegere despre comunism pentru elevi și studenți în cadrul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. Eu lucrez la Departamentul Exilul Românesc și în această calitate vin la elevi și le voi vorbi un pic despre exil și un pic despre cenzură. De altfel, eu revin cu drag la Ploiești, unde am avut un curs la master timp de câțiva ani la Universitatea Petrol și Gaze. Tot despre exil am vorbit, despre exilul literar. Sunteți din Republica Moldova, ați obținut premii acolo acordate de Uniunea Scriitorilor, după care ați venit în România și ai studiat de câțiva ani la modul foarte serios cenzura, de altfel aveți și niște burse, din câte știu, peste hotare, tot pe acest capitol. De ce v-ați îndreptat atenția asupra cenzurii? A fost aproape întâmplător, eu eram cercetător științific și mă ocupam de exil, departamentul exilului a fost desființat și a trebuit să mă orientez spre un nou domeniu. Am găsit în arhivă fondul cenzurii și de aici a mers oarecum așa mai ușor, pentru că fondul este foarte mare și poți să te ocupi de cenzură o viață întreagă. Am editat câteva documente și de la aceste documente, căutând unul pe care nu l-am găsit, care a fost sistematic distrus, și anume caietele de cenzor, eu am adus, apropo, niște mostre, niște documente, niște poze ale documentelor din cenzură pentru cei care vor veni la lansare. Vor vedea cum arăta un proces verbal în care se scrie că numărul de documente și lista lor a fost distrusă prin tocare la o anumită fabrică din București. Și acolo am găsit pentru prima dată denumirea acestui document, caietul de cenzor. Erau trei tipuri de caiete de cenzor și eu am început să-l caut. Am sperat că o să găsesc așa ceva în arhivă și nu am găsit. Și m-a preocupat atât de mult gândul, încât până la urmă am hotărât să scriu eu un asemenea caiet. Un caiet de cenzor. Un caiet în care, teoretic, cenzorii își notau impresiile, poate task-urile, nu le numeau așa pe vremea aceea, nu? Ei, în general, cenzura era secretă și modul în care ei lucrau era de asemenea secret. Caietele erau considerate secret de stat și eu nu pot să bag mâna în foc și să afirm așa cu toată hotărârea ce anume conținut. Dar îmi imaginez având în vedere că a citit foarte multe note ale cenzorilor, presupun, pe marginea lucrărilor, da, exact, analizate. Da. La ce se referă cenzura sau în ce domenii
activa cenzura. Ori ar fi mai simplu să-mi spuneți în ce domenii nu activa. Era vreun domeniu în perioada comunistă în care să nu se fi implicat și cenzura? De la spectacole la cărți și de la... Da, foarte, foarte bună întrebare, aproape că ați dat și răspunsul. Cenzura se ocupa de tot ce se publica, în principiu. De la, până și la invitațiile de nuntă sau tot felul de afișe pentru concerte, trebuiau să treacă, era un birou care se numea Tipărituri Mici, trebuia să treacă prin cenzură, toate revistele, toate publicațiile de orice fel, inclusiv cele de import și export, deci tot ce ieșea din țară și tot ce intra, trebuia să treacă printr-un departament al cenzurii. Și de pildă, dacă venea o revistă din Germania, cenzurii o citeau și dacă găseau ceva, după părerea lor, subversiv, revista era interzisă și chiar dacă tu plăteai un abonament scump sau venea revista pe adresa ta sau cartea, tu nu o primeai, ea mergea fie la fabrica topit. De topit, da, sau la fondul secret. Încă mai sperați să găsiți un caiet de cenzor sau ați abandonat cu totul lupta în momentul în care v-ați hotărât să-l scrieți chiar dumneavoastră? Există un inventar care are 240 de pagini, este inventarul cenzurii și eu am căutat mulți ani caietul acesta și acum, înainte de lansare, pentru că astăzi este prima mea lansare de carte a caietului de cenzor. E prima întâlnire, da, oficială cu prima publicul. Întâlnire nu putem cu publicul, să ne bucurăm, da, că se întâmplă la Ploiești, iată, la librăria Cărturești din Afi Palace. Și mă gândeam, zic, dar dacă totuși eu n-am fost foarte atentă și în inventar acest caiet, măcar unul așa cât de mic, există totuși. Am stat câteva ore, vreau să spun, zilele acestea. Revăzând și lista. Da, și am revăzut lista tuturor documentelor din cenzură și nu există un caiet, nu există deloc, nu există nici măcar așa ceva care ar putea să semene cu un caiet de cenzură. Deci chiar au fost distruse. Știind acum, Andy, vorbeai despre librăriile de provincie care sunt mici. Cărturești nu e o librărie mică, se recunoaște. Nu, e dintr-o rețea mare. Și sunt foarte multe titluri acolo, dar mă gândeam așa, cât de multe dintre ele n-ar fi putut trece de cenzură, dintre cele care astăzi se publică la noi și care sunt în librărie la îndemâna noastră a tuturor. Acum intervine un alt tip de cenzură, o autocenzură economică de multe ori, sunt cei care nu ar trebui să cumpere o carte. Pe de altă parte, vreau să vă întreb dacă ați avut ocazia să vă întâlniți și cu cenzori în carne și oase. Caietele nu le-ați mai găsit, dar cenzorii mai sunt printre noi, nu? Eu am publicat listele cenzorilor și unii cenzori erau recrutați de tineri, fiind încă studenți. Cu siguranță unii sunt în viață, dar nu am întâlnit niciunul. O singură doamnă e mai cunoscută așa, pentru că instituția cenzurii s-a desființat în 77. Cenzura continua să activeze sub alte forme, dar profesia de cenzor după 77 oficial nu a existat așa cum a existat până în această perioadă. Și întâlnirea n-a mai avut loc, așa că pot să mă laud că nu am văzut niciodată un cenzor în carne și oase, dar nici nu regret foarte mult, pentru că am citit foarte multe mărturii ale cenzorilor și nu le consider niște documente foarte veridice, adică cenzorii după o anumită perioadă de timp, fiind probabil vorba și de vârstă și de un context politic actual, nu cred în veridicitatea mărturiilor lor. Și ceea ce am citit, că sunt unele publicate, nu neapărat ale cenzorilor români, am citit niște mărturii ale cenzorilor foști sovietici, pe mine nu m-a mulțumit, adică eu, care am studiat foarte mult fenomenul, știu unde... Aveți o cu totul altă imagine asupra ce făceau ei? Și... În principiu, ei sunt foarte încântați, sunt foarte mândri și consideră că ceea ce au făcut ei a fost foarte folositor și, mă rog, patriei și... Pe mine această perspectivă mă irită ușor, eu fiind scriitor și știu cât de mult au cenzurat și care era atitudinea scriitorilor față de cenzuri, nu sunt de acord cu această perspectivă, dar a trebuit să o folosesc în caiet, pentru că în caiet este vorba de un cenzor care scrie și eu a trebuit să intru în pielea unui cenzor. Și... Mi-ați anticipat o întrebare, voiam să vă întreb cum a fost experiența asta de a intra în pielea unui cenzor, unui personaj nu neapărat pozitiv, aș spune chiar dimpotrivă, și să judecați lucrurile din perspectiva acestuia, acelui care, iată, chiar și acum, la atâția ani de după prăbușirea sistemului comunist, cel puțin teoretic, încă insistă asupra faptului, da, apreciază că și-a făcut datoria față de țară. Bine, e o teză pe care o auzim de la mulți reprezentanți ai vechiului regim. Da, cam toată, toți... toată lumea a făcut tot ce era mai... Au o conștiință împăcată, da, dar sunt niște oameni senini, așa.
Nu a fost atât de greu să intru cât a fost greu să ies. Eu m-am ocupat vreo 10 ani de cenzură, am publicat documente, știam cam ce gândesc și ce există, care e potențialul narativ al fondului cenzurii. Și pe locuri a fost dificil pentru că trebuia să vii mereu cu argumente împotriva scriitorilor, trebuia să-i disprețuiești, dar sincer, așa și autentic. Și am intrat, vreau să zic că la un moment dat am fost, eu cred că acest aspect mi-a reușit, dar am notat la un moment dat în preambulul cărții că părerea autorului acestei cărți nu reflectă părerea cenzorilor sau invers. De multe ori cititorii sunt dispuși așa să confunde perspectiva și atunci cel puțin mie mi s-a întâmplat cu romanele precedente și eu nu... S-a fost confundată cu personajul cu autorul personaj. Da, asta se întâmplă, se întâmplă foarte des. Și e un risc pe care și lasă-mă scriitorul. E mai degrabă vorba de interpretare simplistă a criticului, că autorii își asumă tot felul de ipostaze, dar asta nu înseamnă că trebuie să-i confundăm cu personajele lor. Dar chiar un cenzor totuși e personajul cu care n-aș vrea să mă confunde nimeni niciodată. Și în afară de asta, eu am depășit un pic cadrul temporal al cărții. Practic, am făcut cartea lizibilă pentru cititorii de astăzi, pentru că acțiunea se petrece în 74, atunci când cenzorul a putut să fure un caiet și să plece cu el în străinătate. Am pornit de la niște aspecte reale, asta chiar s-a întâmplat, dar dacă m-aș fi ținut de anul 74, când nu s-a întâmplat așa mare brânză și eu tot am încercat să găsesc ceva super interesant, da, foarte puține lucruri s-au întâmplat atunci. Și atunci am încercat să lărgesc contextul, am încercat să folosesc și alte aspecte ale cenzurii care s-au întâmplat înainte sau după și să popularizez oarecum tema și să o fac mai accesibilă și mai simpatică pentru cititorul de astăzi, dar simpatică nu în sensul să-ți placă de acel cenzor, ci să cunoști mai bine fenomenul. Și am lucrat până acum, cu personaje pozitive, cenzura a fost primul negativ. Și vreau să zic că am intrat așa de bine în pielea lui, încât pe alocuri am empatizat cu personajul negativ. Ce credeți? Ar fi trecut de cenzură un astfel de... Nu, n-ar fi trecut și din mai multe considerente, cenzurul spune la un moment dat în carte, n-ar fi trecut din start pentru că etapele cenzurii erau secretizate. Deci cum lucrează un cenzur nu trebuie să știe nimeni. În a doilea rând, eu am pus într-un capitol care se numește Import-Export fragmente din documente reale despre cenzură și despre căderea comunismului. Ele chiar sunt documente din 1970, sunt și acum ușor subversive, atunci erau cu atât mai mult, și sunt și multe alte aspecte, vorba de relația cu securitatea, e vorba că securitatea avea mai multe posibilități de a cenzura decât instituția cenzurii și am vrut eu să fie cartea ușor subversivă, că altfel n-ar fi avut niciun haz să scrii despre cenzură așa. Pe de altă parte, tot studiind note, referate, situații transmise de cenzori superiorilor sau altor instituții, da, cu care colaborau, a sesizat că și cenzorii se cenzurau atunci când redactau aceste note? Adică funcționau autocenzura? Sigur, erau sigur teme pe care le evitau, situații pe care încercau să le prezinte într-o altă lumină, astfel încât... Pe de altă parte, și este un subiect despre care aș vrea să ne spuneți mai multe în măsura în care știți, și sunt convins că știți mai multe despre asta, despre o anumită complicitate între scriitor și cenzor. S-a tot vorbit despre cenzorii cu față umană, da? Cenzori care mai lăsau să treacă, mai negociau cu autorul o frază, un termen, un capitol. Da. Revin un pic la ce ați spus dumneavoastră, inițial cu cenzorii care se cenzurau sau, da, nu se cenzurau? Se cenzurau în sensul în care dacă ei aveau de controlat o carte și acolo rămânea ceva ce părea superiorului greșit, ei puteau fi pedepsiți și dați afară. De asta ei făceau întotdeauna exces de zel și erau se cenzurau cel mai mult în primul rând pe ei înșiși.
Pe urmă, ei nu aveau dreptul în public sau în afara cenzurii să spună unde lucrează. Ei trebuiau și aici să se cenzureze, trebuiau să-și inventeze tot felul de alte ocupații și asta era oficial, deci exista un decret, un ordin, conform cărora ei în relație cu persoanele străine trebuiau să mintă într-un fel. Și acum la a doua întrebare cu relația dintre scriitori și dintre autori și aici complicitatea este mai degrabă între redactor și redactor era un fel de cenzor, pentru că un manuscris venea mai întâi în redacția de carte. Redactorul era primul cenzor care putea să scoată tot ce îi părea lui că nu merge, pretextând că la cenzura asta nu merge, adică dacă nu tai eu asta, cenzura nu o să-ți accepte manuscrisul. Și redactor și autor, relația era foarte strânsă și aveau dreptul să se cunoască. În schimb, cenzurul era un fel de persoană cu un cod. Nimeni nu trebuia să știe cine e în cenzură și cu cine ți-a citit manuscrisul. Ei aveau o cifră sau un număr, ceva. Deci nu exista o complicitate directă. Pe de altă parte, complicitatea a existat în sensul în care cu timpul autorii nu mai scriau fățiși împotriva regimului, dar cenzurii trebuiau să taie și ei ceva ca să-și justifice existența. Și atunci exista un fel de complicitate sau un fel de relație în care tai și eu ceva, lași și tu ceva, spui și tu nu știu ce. Sau eventual scriitorul cu premeditare insera unele pagini despre care nici nu-și făcea iluzii că ar putea trece de cenzură. Exista, am găsit la un moment dat la un autor care spunea că eu puneam 4 pagini în mijlocul romanului atât de subversive încât cenzurul își îndeplinea misiunea tăind alea 4 pagini și lăsând restul. Și atunci, unde poate să mai strecura câte ceva? Se strecurau mai multe, dar cenzurii aveau niște principii. În primul rând, ei cenzurau ceea ce era ideologic greșit și deja în anii 70 ideologic greșit nu ajungea atât de mult la cenzură. Era cenzurat. Existau alte filtre. Autorul în prima fază se autocenzura, da. Redactorul de carte. Redactorul de carte, existau tot felul de alte comisii, exista Uniunea Scriitorilor. Deja scriitorii știau ce trece, ce nu trece și era un proces oarecum mecanic cu timpul. De asta și a fost desființată cenzura, pentru că importanța ei a scăzut cu timpul. Există istorii ale cenzurii ca volum, așa, care să poată fi citită, precum istoria unui partid sau la noi există lucrări de asemenea învergură care să acopere cenzura în toate etapele sale? O istorie a cenzurii, istorie scrisă de un singur autor încă nu există, dar sunt câțiva există contribuții, specialiști. Da? Specialiști, cum da. Sunteți și dumneavoastră, care au publicat da, care această eu, temă. Eu m-am ocupat doar de instituția cenzurii și de perioada comunistă. După mine, chiar anul ăsta, Liviu Maliță a scos o carte, Literatura eretică. Marian Petcu este un alt specialist care chiar încearcă să focalizeze și să adune toți specialiștii și am fost coautor la un volum care se numește O cronologie a cenzurii și vine din 1600, deci de la primele manifestări, de la primele manuscrise până în prezent. Și se mai pregătește acum o enciclopedie a cenzurii coordonată tot de Marian Petcu. Și eu am scris controlul cărții, care se referă mai mult la controlul literaturii, nu la presă. Mai e ceva pe istoria presei. Sunt două specialiste, Toader și o doamnă care e jurnalistă. Îmi scapă și care au scris despre cum acționa cenzura la nivelul cenzura publicațiilor, cenzura presei, da. Ziarelor da, și da. Revistelor care apăreau în perioada comunistă. Dan Culcer mai scoate acum un volum și el s-a ocupat de cenzură. Există așadar o întreagă literatură dedicată de specialitate, dar e științifică și pentru un public foarte îngust, cine stă să caute acum chiar cenzură, dar romanul are un public mai larg. Categoric. Și de asta la un moment dat am optat și sunt sigură că am optat pentru formă de roman. Sunt sigură că cei care vor citi cu atenție un roman despre cenzură vor înțelege foarte bine cum funcționa cenzura și mai ales vor avea ocazia din perspectiva pe care ați abordat-o să înțeleagă și cum
gândeau cenzorii. Și vor merge probabil și spre alte cărți de specialitate. În măsura poate, în care poate, le va stârni apetitul cartea pentru acest subiect. Pe de altă parte, fiind din Republica Moldova, acolo unde a acționat altă cenzură, altui regim, era regimul sovietic, ați fost tentată să faceți comparații, ați avut acces și la note ale cenzorilor din Republica Moldova sau din URSS? Da. Și erau mai sever cei de acolo? Erau mai profesioniști în sensul că aveau o experiență chiar mai bogată decât cenzorii comuniști de la noi? Aveau o experiență mai bogată și în 44 au și venit frumos ofițerii sovietici și au implementat... Și au făcut instructajul cu cei de aici, da? Da, pentru că cenzura, instituția cenzurii din România, care s-a înființat în 49, este un model al cenzurii sovietice. Și eu am făcut multe paralele, aproape în toate cărțile pe care le-am editat. Am urmărit istoria glavlitului sovietic, am urmărit pe etape, când s-a înființat la ei, la ei s-a înființat în 22, deci în 44 aveau deja 20 de ani de existență și de experiență și aici a durat cam un an, doi, până au pus pe picioare o instituție similară. În Republica Moldova n-am studiat cenzura, asta presupunea să mergi în arhivă și, în general, arhivele cele mai importante au fost retrase și se află la Moscova. Eu am studiat, știind limba rusă, am studiat volume de documente ale cenzurii sovietice, ceea ce m-a ajutat foarte mult și am făcut și paralele cu cenzura românească, știu ce a fost acolo, ce n-a fost aici. În principiu, sistemul a fost identic. Dar fiind diferite evenimente politice, cenzura era foarte legată de structura socială, de evenimentele din jur, de situația internațională și atunci a variat așa, de la țară la țară. Spuneți că a scris cartea astfel încât ea să poată fi înțeleasă și de publicul de astăzi, da? Să fie accesibilă publicului. O popularizare a domeniului, da? Cât vor înțelege totuși cei tineri din acest volum? Cei care nu s-au confruntat, s-au născut după ce nici cenzura și nici sistemul comunist nu au mai existat la noi. Elevii cărora le vezi vorbi? Să știți că elevii sunt foarte deștepți. Eu am mai fost deja prin școli și am fost surprinsă că mă așteptam să aibă așa un nivel mai copilăresc așa. Bine, nu știu foarte multe sau poate să nu știe chiar nimic, dar asta nu înseamnă că nu poate să înțeleagă o carte. Și modul în care este scrisă cartea, ea urmărește așa pe etape, încet, încet, activitatea cenzurii, pornesc chiar și de la cum ajunge un om normal, un om de rând sau un student, cum ajunge într-o asemenea instituție, cum încheie pactul cu diavolul, să spunem, da? Și... Să știți că... E un fel de banalizare. Ei aveau de ales între a merge într-un sat îndepărtat și friguros și între a rămâne aici la o instituție pe care nici nu știau, inițial se părea că e securitatea, pentru că modul de recrutare era identic. Era similar, da? Nimeni nu știa sau nu știau, un student normal nu știa de cenzură, pentru că nu exista oficial nicăieri. Și ea oricum se numea Comitetul pentru Artă și pentru Literatură și Tipărituri sau Direcția Tipăriturilor, cuvântul cenzură era evitat. Mulți dintre ei nici în momentul recrutării nu-și dădeau seama unde au ajuns și nici nu rămâneau să lucreze pentru că erau supuși unor teste și nu făceau față. Dar cei care au fost aleși erau foarte mândri și foarte fericiți pentru că... În prima fază, cel puțin. Nu neapărat. Chiar și ulterior. Unii sunt și acum. Da, exact. Pentru că era o muncă și asta se vede și din roman. Erau încântați să fie la o instituție prestigioasă, aveau facilități, primeau apartamente, primeau vacanțe, aveau dreptul să meargă în străinătate. Erau funcționari, cum să zic, de rang destul de înalt. Da, și dacă nu ajungeau în cenzură, îi aștepta undeva un post de profesor și avantajele nu erau aceleași. Ne-ați vorbit despre faptul că de multe ori erau excesiv de severi în ceea ce făceau, de teama represaliilor pe care și ei le-ar fi putut suferi, de teama sancțiunilor. Ce sancțiuni
la ce sancțiuni se expuneau în cazul în care le scăpa câte o șopârlă, cum se spunea pe vremea aceea. Ați găsit și note pe tema asta? Ați găsit, da? Sunt foarte multe documente. Cu scăpări, da, ale centrurilor și ce au pățit. Da, existau documente pe care le semna directorul general și erau foarte scurte, putea uneori să dea exemplu. În numărul cutare al revistei cutare a apărut, de pildă, greșeala, în loc de partidul nostru istoric, era partidul nostru isteric. Sau în loc de munca de clasă, era munca de casă. Astea sunt greșeli mai simple, așa că uneori putea să fie în loc de lupta împotriva fascismului, putea să fie lupta împotriva comunismului. Era ceva așa, la prima vedere, o scăpare nevinovată, dar cu subtext destul de grav, și atunci și mustrările erau pe măsură, li se tăia 3 luni din salariu o anumită sumă, sau erau treceau de la o categorie la alta, erau declasați, de la lector 3, că ei nu se numeau cenzori, se numeau lector, și era lector 1, 2, 3, lector 1 era treapta de sus, și pentru 3 luni erai trecut la lector 2 sau 3 și primeai cu 900 sau cu 500 de lei mai puțin. Dacă găseai o asemenea greșeală, primeai un premiu de 300 de lei sau de 500 de lei, deci era și inversul. Adică ei erau... se vânau unii pe ceilalți? Nu, vreau să zic că erau pedepsiți pe de-o parte. Și cei care depistau în timp util... De obicei, da, era și controlul paralel, dar la presă apărea după ce a apărut, presa lucra noaptea în principiu, cenzurii lucreau noaptea la presă. Și de cele mai multe ori se descoperau ulterior greșelile. Se descoperau ulterior și atunci cel care descoperea, că era și un departament de post-cenzură sau cei care citeau după apariția tipăriturii. Cei care monitorizau publicațiile. Da, era un asemenea departament și atunci aia primeau asemenea premii când descopereau câte ceva. Da. Sau putea să se întâmple cu revistele de provincie sau cu publicațiile din altă parte, care tot veneau și ele la un post-control în cenzură și erau și premiați. Mi-a povestit ceva întâmplare de genul acesta, se întâmpla în Dâmbovița cu ziarul local, care nu știu dacă apărea săptămânal sau cotidian, și la un moment dat, pe ultima 100 de metri, s-a inserat un discurs al lui Nicolae Ceaușescu, care însă a apărut lângă un articol care se chema, era o anchetă jurnalistică, vorbă multă sărăcie omului. Și a discursul tovarășului prim secretaral și dedesubt vorbă multă sărăcie omului. Evident că s-a lăsat era cu ședința, asocierea cu... de titluri, da. Eu am găsit un document cu numele cinematografilor, înainte nu se numea Patria sau Scânteia, ci se numea 23 august sau Alexandru Sahia, și era, de pildă, scria sus 23 august filmul Mlaștina sau Alexandru Sahia, omul cu două fețe, filmul se numea. Și e un document foarte amuzant, dar cu o listă întreagă, cineva care l-a citit a zis că asta nu poate fi real. Zic, ba da, este, așa s-au numit. Și atunci, în momentul acela, s-au schimbat numele cinematografilor cu... Au găsit soluția, da? Soluții neutre, așa, încât să nu existe această asociere între numele filmelor și titlul și numele cinematografului. Da, nouă ni se pare amuzante astăzi, dar atunci nu erau amuzante deloc pentru cei care aveau de-a face cu pentru cenzura, cenzuri, cu nu, dar pentru populația de rând cred că era un triumf adevărat să vezi tu mare scris așa, ceva ce părea un adevăr nespus. Au fost lucruri pe care, cercetând dosarele acestea și notele cenzurilor, a fost ceva care v-a surprins foarte tare din ceea ce ați citit acolo. Sigur că sunt multe lucruri interesante, dar presupun că la un moment dat v-ați obișnuit și cu stilul lor de redactare și cu situațiile cu care se confruntau. A fost totuși ceva care v-a frapat în cercetarea asta de ani de zile? Presupun că au fost documente surprinzătoare dintr-o perspectivă sau alta. Pe mine m-a surprins aproape totul și existența fondului în sine. Nu știam nimic despre cenzură când am început să lucrez în acest fond. La un moment dat, făcând paralele și cu cenzura sovietică, am început să caut în fondul acesta ceva anume și eram fericită dacă găseam. Și pot să vă dau un exemplu. Constituirea fondului secret a fost foarte importantă și am găsit documentul când un instructor sovietic vine și propune ca fondul secret a fost, nu știu dacă cunoașteți, înainte nu aveai dreptul, nu aveai acces la lectură într-o bibliotecă. Existau 3 tipuri de fonduri. Unul era documentar, altul era secret și unul era acces liber.
dar ele au fost înființate după câteva valuri de epurare a cărților, când vagoane de cărți erau duse la topit. Oficial trebuia să scoți din tiraj sau să scoți din librării și din biblioteci doar cărțile antisovietice, dar erau distruse manuscrise mănăstirești din secolele al XVII-lea, XIX-lea și cărți care, ale clasicilor români, Eminescu, de pildă, care n-aveau nicio treabă cu comunismul sau cu literatura sovietică. A fost o tragedie și în acel context înființarea fondului secret a însemnat salvarea a câte unui exemplar sau două din cărțile care erau epurate. Ce competențe aveau cei care deveneau cenzori? Au fost mai multe. Erau specialiști în anumite domenii? Da. Inițial a fost foarte greu să găsești cenzori cu origine sănătoasă în anii 44-45. Cenzura s-a remodelat, oamenii, unii au fost dați afară care aveau dosar nu foarte curat, au venit alții cu dosarul ireproșabil, au fost și mai multe metode de a cenzura. Erau trei etape ale cenzurii și inițial le făceau aceiași oameni. Pe urmă s-a împărțit pe specialități, erau departamentul de știință tehnică, acolo veneau specialiști oarecum din domeniul acesta, medicină, industrie, tehnică, geografie. Și alt departament era de presă și altul era de literatură și oamenii au început să se specializeze și să citească cam aceleași titluri de cărți și le venea mai ușor, pentru că altfel erau multe probleme și sunt multe documente când un cenzor, având de pildă, misiunea lor era și să țină cont de secretul de stat. Nu prea erau așa multe secrete de stat, dar totuși trebuia să fii la curent cu ce se poate spune și ce nu, și aveai de pildă niște pietre prețioase și unele puteau să nu aveai voie să spui ce zăcăminte minerale sunt în munții Carpați. Și ei puteau să nu înțeleagă ce înseamnă piezo-optic sau pământ rar și pentru un filolog era greu. Și atunci exista nevoia specialiștilor. Deci oameni cu pregătire tehnică apți să facă diferența între ce e secret de stat și ce. Da, la un moment dat mai mi-aduc aminte de un caz când un cenzor se plânge la o adunare de-a lor că bărbații au primit, un cenzor a primit, bărbat a primit un volum care se numea Gimnastica pentru femei, iar o femeie a primit ceva foarte nepotrivit pentru pregătirea ei, tot ceva foarte tehnic, așa, ingineresc, și ea nu se pricepea deloc. Și atunci au fost acele discuții că vă rog frumos, dacă eu sunt pe domeniul ăsta, dați-mi cărți din domeniul meu. Deci uneori și cenzorii se revoltau, da? Nu neapărat se revoltau, dar ei făceau adunări săptămânal, lunar, și problemele lor erau expuse. Adică putem să le citim, să le vedem astăzi, și îți dădeai seama cam unde instituția nu era perfectă, nici ea se dezvolta. Și atunci ne dădeam seama care erau doleanțele lor. La un moment dat, cei care lucrau în depozite și în beciuri unde erau grămezile de cărți epurate au cerut lapte pentru activitate toxică, pentru că precum tipografii care primeau antidotul, așa se numea și la ei antidot, da, pentru că povesteau cum cădeau cărțile alea mucegăite, șobolanii mișunau prin beciuri și ei erau așa revoltați și oarecum îngrijorați de sănătatea lor. Așadar, într-o societate normală, cenzorii ar fi făcut grevă. Bine, într-o societate normală, cenzorii n-ar fi existat. Sau ar fi existat. În ziua de azi există cenzură? Pot să-mi spuneți, cred. Nu pot. Nu există profesia de cenzor, dar profesia de cenzor n-a existat nici înainte de regimul comunist, nici în alte țări ale din lume, dar cenzura există de când e lumea. E o profesie, sau să zic, e o ocupație foarte veche și care ține cont, în primul rând, de relația cu puterea. Deci acolo unde avem
o biserică, ceva religios sau o societate care ține, vrea să țină puterea sub control, să aibă controlul asupra a ceva anume, atunci cenzura este indispensabilă și nu are cum să nu existe astăzi cenzură, doar că așa cum ați spus și dumneavoastră la început, vorbim astăzi de cenzură economică, astăzi ea se numește invizibilă, în regimul comunist era un partid unic și era nevoia și a unei cenzuri unice, dar astăzi puteți să lucrați la un ziar și directorul să vă zică, știi, eu cu X, cu Y sunt prieten, te rog să nu-i critici. Asta este o formă de cenzură, da. Și tu, dacă vrei să te angajezi, accepti niște condiții tacit. Și sunt multe și multe alte forme. Și, dar, spre deosebire de regimul comunist, cenzura punitivă nu mai are aceeași forță, adică nu ești împușcat, nu ești ars, nu îi faci pușcărie și nu ajungi la marele public. Și s-a schimbat accentul. Acum cenzura e mai atentă pe cele, să zic, media care au succes. Eu ca autor, dacă o să vând un tiraj de 1000 de exemplare, o să fie bine, dar 1000 de exemplare și câteva milioane nu e la fel. Și e ca și cum ați fi cenzurat, da, din punctul ăsta. Ajungeți la un public foarte... Înainte un scriitor publica, avea tirajul era de 20-40 de mii de exemplare și literatura era modus vivendi, era foarte citită, foarte urmărită. Acum omul are și alte opțiuni, internetul, televiziunile, pe vremea lui Ceaușescu nu aveai ce să vezi la televizor și atunci oamenii citeau cărți. Acum nu e la fel și eu pot să spun în cartea mea că e de cenzur ce vreau. Nu m-am cenzurat, asta a fost și una dintre mizele cărții. Ce pot eu să spun așa și care n-ar fi apărut altfel și care nu poate fi spus chiar nici astăzi? A fost o provocare și pentru dumneavoastră. Pentru mine a fost, da, păi asta a fost și prima condiție, adică să adopți perspectiva unui cenzor și să spui ceea ce urma ulterior să fie distrus. Asta este un exercițiu și pentru orice om de astăzi. Imaginează-ți că scrii ceva ce nu poți să arăți nimănui, care după asta va fi ars. Este exercițiul pe care îl practică cenzorul din romanul meu. Care era relația cenzurii cu securitatea? Ne-a spus că pentru mulți nici nu era foarte clar diferența. Da, inițial. Sunt două structuri importante din Uniunea Sovietică și inițial aveau același loc în ierarhia socială, deci cenzura și securitatea erau oarecum la fel de importante, dar asta dura foarte puțin. Securitatea s-a ridicat, importanța ei a crescut, iar cenzura a rămas oarecum tot mai jos și mai jos, până când securitatea și-a dorit să o acapareze. În Uniunea Sovietică asta s-a întâmplat după moartea lui Stalin pentru câteva luni. Cenzura a fost o direcție a securității. În România s-a întâmplat și mai rău, a fost total desființată și securitatea a preluat ceea ce a interesat-o. Alte funcții ale cenzurii au fost preluate de Consiliul Culturii și Educației Socialiste, acolo unde cenzurii au făcut mai departe, au fost transferați și au continuat activitatea mai departe, dar nu știm dacă creșterea securității era, să zic așa, de bun augur, pentru că câteva instituții, inclusiv și partidul care era sus deasupra ierarhiei, păstrau oarecum o balanță, pe când dacă securitatea devine foarte puternică, practic devine mai puternică și decât partidul și de necontrolat. De necontrolat și efectele s-au văzut după 89 și... Și le vedem și în zilele noastre, ca să spunem așa. O singură întrebare legată de ce ați descoperit cercetând documentele cenzurii. Existau la ședințele acelea, se trasau direcții, da, vânați în deosebi o anumită temă și presupun că în funcție de politicile partidului, că politica partidului se schimba de la un an la altul, în funcție și de relațiile pe care le aveam. Odată eram prieten cu RSS, la nivel declarativ eram independenți. Deci în funcție de ce se schimba în politica internă și în cea externă, se schimbau și directivele cenzurii? Se schimbau, dar cenzura a rămas întotdeauna o instituție mediană.
Ea primea zilnic și noaptea, apropo, era un birou cu telefon în care un cenzor stătea de pază și nota tot ce spunea partidul. La telefonul cenzorului, da? Era telefonul un telefon direct, astăzi. Da, cu secția propaganda și agitație și existau directive zilnice, existau caiete cu directive care la un moment dat au ajuns de sute de pagini și era aproape imposibil să le ții minte și să le urmezi. Se numea caietul de dispoziție, asta era alt caiet, dar ele sunt publicate, aceste caiete. Eu am publicat câteva fragmente cu domenii care mi s-au părut de interes. Între partid și cenzură a fost o relație de subordonare totală din partea cenzurii. Ceea ce spuneți dumneavoastră, cuvânați ceva anume, așa foarte direct, nu era, pentru că fiind domeniu foarte larg, adică trebuia să controlezi toate publicațiile, era foarte vastă gama și atunci trebuia să vânezi ceva ce s-ar putea interpreta licențios la adresa de pildă conducătorului sau la adresa Partidului Comunist. Dar în literatură era foarte complicat. Cenzorii aveau mereu probleme pentru că nimeni nu scria într-o poezie de dragoste sau într-un roman istoric ceva, ceva subversiv putea să fie, dar era foarte greu să depistezi și să argumentezi. La un moment dat erau interzise vacile, de pildă, că se făcea o asociație cu nu știu ce vacă de pe undeva, sau călătoriile prea lungi, că se spunea că cuplurile călătoresc prea mult și atunci trebuia să ai... Eu asta, apropo, am menționat în romanul meu, că e mai simplu și mai accesibil. Și erau și chestii mai complicate, au fost unele publicate, Motanul Arpagic al Anei Blandiana, se cunoaște așa astăzi. Și așa direct nu o să vezi obiective clare, din astea, da, foarte clare, dar erau unele foarte lungi, dar ele sunau foarte abstract. Deci să nu publici ceva care ar deranja relațiile româno-sovietice. Ceea ce îi lăsa loc de manevră până la urmă, da, cenzorului, da, care asta își era... putea pune imaginația la lucru, ceea ce se și întâmpla desori, de sau uneori niște asocieri la care nici autorii nu s-ar fi gândit vreodată. Exact, da. Mi-amintesc de programele de televiziune. Dacă era vreun congres al partidului, n-avea absolut nicio șansă un film precum Bătrânul și Marea să fie difuzat, pentru că se făcea asocierea între bătrânul de la care conducea statul și Marea Adunare Națională. Și tot așa, cei care au o anumită vârstă și amintesc multe, multe povești de genul ăsta, într-adevăr. Pentru că suntem în ultimele minute, în scurt timp o să fiți prezente la Colegiul Național Mihai Viteazul din Ploiești pentru a le vorbi elevilor de acolo, la invitația profesorului Dan Gulea, înțeleg. Da. Rog pe Anti Enache să ne ofere detaliile de care au nevoie cei care vor să participe astăzi la lansarea de carte de la Cărturești Ploiești din Afi Palace, de la ce oră se întâmplă, dacă vor găsi poate și alte cărți ale Lilianei Coropca, dar cu siguranță vor găsi caietul de cenzor, da, și vor putea lua autograf. E foarte clar, caietul de cenzor există acolo, Lilianei Coropca, la ora 17 la Cărturești Ploiești din Afi Palace Ploiești. Vă așteptăm și cu domnul Dan Gulea să prezentăm această carte. E, intrarea este liberă, poate oricine să participe. Eu am rămas oricum fascinat de ce a povestit Liliana Coropca acum și cred că o să avem o discuție în mașină spre liceu, că am multe în cap. Eu mi-aduc aminte de câteva lucruri, cum a fost albumul interzis al lui Alexandru Andrieș, care a apărut după Revoluție. Mai sunt cele, nu știu sigur, de Marin Preda, cât a fost de cu Cel mai bine dintre pământeni. Și delirul, da, și de, da, tot așa. Sunt multe, am multe în cap și cred că ar trebui să fie o discuție mult mai lungă. Dar vă așteptăm la ora 17 la librăria Cărturești să aflați despre aceste amănunte mult mai interesante decât în carte. Probabil că Liliana are atât de multe povești, o să vedeți. Mulțumim mult încă o dată. Mulțumesc și eu pentru invitație. Așadar, astăzi de la ora 17 la librăria Cărturești din Afi Palace Ploiești, lansarea de carte Caiet de cenzor Liliana Coropca, cu autografe, da? Sigur. Neapărat. Mulțumim mult încă o dată. 4x4. Fii conectat la actualitatea locală de luni până vineri, începând cu ora 11.